Ia și afară, te rog frumos. Așa vă comportați cu cetățenii? Pe 297 să ai plângere penală. Da? Ai ascultă la mine. Ascultă, oamenii ăștia au să-ți facă, nu se favorizeze. Hai să vezi. Dumneavoastră trebuie să le faceți dosare penale la oamenii ăștia, la funcționarii ăștia, să chemați criminalistica. De ce nu o faceți? Noi vrem să vă aducem la frumos și să câteva probleme. Nu trebuie să plecați. Că avem de... să deschid sprijinul cetățeanului și avem nevoie de dumneavoastră. Oamenii ăștia nu vor să-și facă treaba. Acum plec din Bogdănești și vin la dumneavoastră la sediul la Onești să vedem de ce dumneavoastră îi protejați pe oamenii ăștia. Că eu asta înțeleg că îi protejați. Atât timp cât noi vă cerem sprijinul și dumneavoastră nu faceți nimic și o să sunăm și la București. Asta e zona administrativă. Da. Bună ziua. Doamne, nu știm. Noi vă întrebăm, se poate filma aici? Nu se poate. Care e legea? Aici. Aici, domne, aici. Da, legea. Domne, legea. Care mi-a dat? Domne, mă filmezi, legea. Păi, asta este camera... Domne, cunoști legea? Aici. Acolo e interzis, da. Domne, care sunt zonele... Să opriți filmarea, nu aveți voie să filmați în interior. Domne, zonele de securitate, clasă 1, clasă 2, Ornisus. Ai urmă de lese numele meu. Este sus la etaj. Domne, de ce să opresc? Este zona administrativă. Domne, nu e zona administrativă. Nu face confuzie. Asta nu e zona administrativă. Zona administrativă e sus la etaj sau în partea ilalta. Aici se poate filma. Cu dumneavoastră am vorbit la telefon legat de Comuna Bogdănești? Vă rog frumos să fiți filmarea și putem discuta. Domne, nu e lege. Spune-mi legea. Spune-mi legea care mi interzice. Nu știm legea. Cum nu știe legea? Dar tu vezi ce e aici, mă? Domne, o să sun la Bacău, o să sun la București și o să vedeți că o să-mi faceți treaba. Vreau să vorbesc cu un comisar. De ce e imposibil ce se întâmplă aici? Păi, ce-i interzis filmatul? Doamne! Ce vorbește? Că el are cameră de la vedere și dintre ce nu o să filmăm. Uite acolo, da, zona de securitate clasa 2. Da, uite, acolo e zona de securitate. Da, uitați, oameni buni, asta este zona de securitate, da? Clasa 2. Zona de securitate clasa 2. Ia uitați. Acolo este zona în care nu se filmează. Aici, da? Dincolo de ușa asta nu am voie să filmez, da? Vedeți că am zona de securitate clasa 2. Da? Deci dincolo de ușa asta nu am voie să filmez. Nu există să opresc cameră în sală de așteptare. Am venit să vă cerem sprijinul, să vorbim cu voi. Și ne luați cu camerele. Vorbesc de lege. Da. HG 585, articolul 105, îmi interzice să filmezi dincolo de geamul ăsta, dar citiți articolul 117. Vă rog, citiți-l acum. Bun. Sunt gunoaie, la Bogdănești, m-a luat. Dom'le, avem nevoie de sprijinul poliției. Ne dați un echipaj să meargă acolo sau nu? Pentru că cei, nu vor, cei de acolo nu ne însoțesc. O să sun la șeful secției și dumneavoastră o să dispună... Dom'le, am stat și am așteptat 30 de minute, v-am spus că venim... Dom'le, UG-ul ăla, UG, OUG-195, pe toată... Dați-vă, notați, că vi le dau acum, nu e nicio problemă, CNP și tot ce vreți. Scrieți acolo, S-A-I-O-C, da? Marian. Șandor Maria cu Ș. Cu plăcerea să vedem ce echipaj poate să trimită. Vă rog, da, nu, vă rog, vă rog. Hai să stăm aici afară, să... În acest timp noi puteam să rezolvăm undeva la 4-5 primării, însă am pierdut jumătate de zi la o primărie care nici măcar nu s-a rezolvat momentan nimic, doar pentru că secția Onești nu ne-a trimis niciun echipaj de poliție, iar poliția de la Bogdănești nu a vrut să ne ajute. Nu a fost în sprijinul nostru, nu a vrut, probabil le-a fost frică și văd că se întâmplă același lucru și aici la secția Onești. Nu găsim echipaje, așteptăm, cu toate că curtea este plină de mașini de poliție. Cum ați întrebat? Intrați în instituție, intrați într-o curte, trebuie da? Să mergeți însoțiți. Iauzi, a spus polițistul. Fac și cerere, fac și cerere, da. Da, da. N-aveți treabă, hai să mergem pe teren, nu vreți să munciți puțin, că stați degeaba. Ce lucrați? Eu văd că vă plimbați. Asta vedeți dumneavoastră? Uite, am nevoie, de un echipaj de poliție, ce facem? Solicitați-o. Păi domnul m-a adus aici. Eu nu sunt la siguranță. Nu că sunt la altceva, nu contează asta. Mai mult sau mai puțin. Îmi fac treaba. Odată ce ați intrat în curtea poliției, trebuie să intrați în susit și atât. Veniți, duceți la cunoștință de serviciu. Că vreți să intrați și intrați în susit cu aprobarea conducerii poliției municipiului Onești. Nu te faci de râs. Nu mă fac de râs. Domnule, se vadă o țară întreagă. Cum să spui dumneata că în spațiile publice trebuie să intru cu... Asta e spațiul privat, domnule, ți-ai cumpărat dumneata poliție? Meu. Așa, ai camere, ai camere. Identifică, domnule, identifică și dă-mi amendă, uite care.
care? Ia, anunță te rog frumos. Bine, are datele mele. Are datele mele, domnule. Uite, polițistul are datele mele, sancționează-mă. Am zis cumva că trebuie doar ce mi-a spus, doar ce mi-a spus. Dumneavoastră nu v-a spus nimeni că trebuie să fiți sancționați. Aduceți la cunoștință că ați intrat în curtea poliției, vreți să intrați în curtea dumneavoastră. Domnule, am dreptul oriunde. Nu mi treziști dumneata unde să mă duc și să filmez. Dumneavoastră, cu domnul comandant, stați de bucă cu dumneavoastră. Ce să stau, domne? Că poliția din Onești am cerut sprijinul și nu v-ați făcut treaba. Nu știu ce sprijin ați. Cum am cerut la Bogdănesc să ne trimite echipă și nu ne-a trimis nimeni. Ei au domne, nu au trimis pe nimeni. Am fost acolo și am filmat. Nu că n-a ajuns, știi, da, ce s-a întâmplat. Tone de gunoaie, domne. Cine aici, nu găsim echipaj. Păi ce problemă aveți dumneavoastră la Bogdănești? Să le faceți dosar penal pe UG38. Citiți. Ați vorbit cu conducerea. Domne, am vorbit cu toată lumea. Am vorbit și nu ne ajută nimeni. Noi așteptăm. Le este frică. Ce, vă este frică de primar? Și am venit aici la Odești să vedem, vă este frică? Nu am. Domne, întrebare. Nu știu, cu este frică problema fiecare. Da. Haideți să nu generalizăm. Am zis, le este frică. Sunteți în slujba cetățeanului și în legea 218 și 192, da? Spune că trebuie să constatați personal. Noi avem nevoie de polițist să constate personal. Să vină cu noi. Și dumneavoastră când ne-a spus și am explicat și domnule, când ne spuneți că este interzis filmatul, poate însoțiți. Domnule, pentru că legislația. Domne, o să vadă o țară întreagă și te faci și București o să te vadă. Și o să te faci de râs. Hai, domne, uite, eu te întreb acum pe dumneata. Bun, spune-mi și mie, care este legea care mi interzice să filmez? Unde sunt dosarele clasă 1 și clasă 2? Alea. Unde? Care e legea? O știi? Uite, ți-o spun eu. Este, te ajut. HG585, articolul 105 îmi interzice. Dar știi care articol îmi permite? Bine, uite, ți-l spun eu. Este articolul 117. Dacă dumneavoastră vă permiteți, domne, să faceți chestia asta. Domne, nu ești primul polițist cu care vorbesc. Nu ești primul polițist. Deci, domnul, da, domn. Gata. Domnul ne-a abordat. Nu deci, avem treabă. Am abordat ca să vă întreb ce faci. Bun, e regulă. Noi nu avem treabă cu dumneavoastră. V-am spus că debarcarea... Avem dreptul. Avem dreptul, domnule. Am dreptul să număr mașinile. Nu am dreptul, uite, dă-mi amendă, că am dat buletinul. Da, domnule, ți-am dat datele de buletin, m-am legitimat, da? N-ai pentru ce să mă reții, dacă vrei să-mi dai amendă, poți să-mi dai ca aia acolo și o să vedem în instanță ce, care obține motivul amenzii. Ați reușit să dați legătura cu un echipaj? Nu am frumos, așteptați. Noi așteptăm. Câți polițiști avem, dar noi nu găsim niciun echipaj să ne însoțească. Dar ia uite aici acum. Câți polițiști sunt, frate, dar nici unul, frate, în sprijinul cetățeanului? Una, două, trei. Una, două, ce trei. Ce s-a întâmplat? A, și dumneavoastră mă întrebați. Nu m-ai chemat tu pe domnul. Da, aoleu, că am vorbit cu toți polițiștii, acum... Aoleu, se plimb toți, dar în sprijinul nostru. Când e vorba de o primărie, să vină la o primărie, nu vine mai nimeni. Domnilor primar, dar ce le faceți acestor polițiști, domnilor? Că ei nu sunt în slujba primarilor. Este în slujba cetățenilor, iar eu sunt un cetățean care am nevoie de sprijinul lor. Dar toți fug. Toți polițiștii fug. Nu știu de ce fug. Așa are, noi o să mai avem treabă tot și tot de Onești ține toată ruta tot asta. Aici, ne... Da, dacă noi nu rezolvăm problema la ei, în tot Onești nu o să ne trimite niciodată niciun echipaj de poliție. O să stăm și o să plânge cu vorbe prin toate comunele astea. Nu, zice să așteptăm, dar zice că trebuie să facem cerere, că UG-ul la... Dom'le, eu aștept, dar care... Nu, domnule, n-am nevoie de plângere scrisă, că în instanță am nevoie de bodycam. Să repetăm un lucru de 10 ori. Da, domnule, eu aștept afară. De ce trebuie să repetăm de 10 ori? Da. Mi-a spus că... Da, aștept afară atunci. Doamne, vai de capul. Eu zic să sun direct la București. Sună la București. Pentru că dacă nu apelează Bucureștiul degeaba, e de pe telefonul tău, ia. Deci eu am solicitat în comuna Bogdănești, iar cei de la Onești nu mi-au trimis un echipaj acolo. Și am venit acum la Onești și nici la Onești îmi spune că ce să fac, să sun la Bacău, am sunat la Bacău și spune sună la 112. Și nu ne bag în seamă. E în regulă, mulțumesc din suflet. Da, alo? Comisar Cermane sunt. Bună ziua. Vreau să vă deplasați la postul poliției Bogdănești. Da. Să așteptați acolo că o să vină un echipaj să vă însoțească. Sigur, vreți, sigur. Da. Mulțumim din suflet, sigur că da. Da, da, mulțumim din suflet. Acolo mergem. La revedere. Am așteptat în Onești
mai bine de o oră și ceva ca să ne dea pe cineva, să ne dea un echipaj de poliție să mergem cu el în Bogdănești. Noi am ajuns în Bogdănești la ora 8:30. Cât credeți voi că este ceasul? 11:48 de minute, o să vă arăt imediat. 11:48 de minute, 3 ore am stat să așteptăm ca poliția din Onești să ne trimită pe cineva. S-au dat telefoane în stânga, în dreapta, cei de la intrare bar n-aveau, nu știau ce să facă, să ne trimită, trebuie să ia legătura cu comandatul de aici, de la Onești, ca el să mă sune ulterior, să-mi spună, gata, domnule, vă duceți la Bogdănești, că aveți un echipaj de poliție. Și nu ne-au trimis oricum, nu ne-a sunat de aici oricum. Noi mai întâi am luat legătura cu cei de la București și știau că noi am vorbit cu domnul inspector de la București. Și abia ulterior a spus, gata, domne. Deci am sunat la București, București a sunat la Bacău, Bacău a sunat la Onești și Onești ne-a spus în sfârșit, puteți să vă duceți, că vă așteaptă un echipaj de poliție acolo. Domnule, dacă și cetățeanul are nevoie de un echipaj de poliție și la fel le face cum ne-a făcut nouă. Uitați, 11:49, 11:49, 12 ceas. A câtă mobilizare, după ce că am stat aproape 4 ore, ia uite. Așa, forță e bine să vină. S-a făcut la mobilizare. Bună ziua. De la criminalistică? Da. Saioc Marian este numele meu. Saioc Marian, notați. Nu aveți carte de identitate la noastră? Nu s-a obligat să o dăm. Legea 218 spune că trebuie să ne deștimăm, dar nu specifică cartea de identitate. Saioc Marian. Da, sigur, Saioc Marian. Saioc. Da, Saioc Marian. Bun. Eu sunt de la secția 3 Poliției Rurale Onești, colegii mei de la criminalistică. Da, ne bucurăm că ați chemat și criminalistică, să puteau să vină oricând după aceea, nu era neapărat să vină acum, dar noi nu avem nimic împotrivă. Toate gunoaiele astea care le vedeți acolo, ia uitați-le, de la un capăt la altul. Dom'le, asta e poluare. Iar când cetățeanul vine și vă aduce la conștiință că este poluare... Dom'le, uitați, de aici... 600 de metri încolo. O să mergi, 6 de metri. Tot ce? De la 8:30 am ajuns în comuna asta și așteptăm până la 12 ca să ne aducă criminalistica. Gunoaiele se întind pe apă. Ia, da, uite ce e încolo. Domnul primar, de 22 de ani aici, n-a făcut nimic. A venit criminalistica, a venit poliția. Cert e că gunoaiele se întind pe o suprafață foarte mare, deci ai de mers câțiva kilometri până la capăt. Poliția, în sfârșit, acum dorește să-și facă treaba și vrea, doamna polițistă vrea să meargă până la capăt să întocmească procesul verbal. Este însoțită de doi de la criminalistică, de încă un agent constatator care filmează. Nu mai are rost să merg și eu, pentru că sunt foarte mulți kilometri de mers până la capăt și nu merge să mergem cu mașina, e doar pe jos, iar pe ei îi așteaptă o altă mașină de poliție în capăt. Cert e că se știa despre tot acest gunoi, nu a luat nimeni nicio măsură, în schimb au luat-o acum și acum vrea să-și facă treaba ca la carte, doamna. Deci așa mi-a spus, nu mergem până la capăt. Foarte bine, mergeți până la capăt, vor întocmi un proces verbal, noi vom cere informații de interes public, ulterior să vedem dacă au demarat cele... Da, oricum vor face, ei vor demara, că n-au un cotul. Dacă a venit și criminalistica, e clar că vor face procesul verbal și vor consuma procesul. Acum am ieșit de la secția de poliție, este ora 15:34, intervenția a fost făcută la 8:30, iar procesul verbal abia la 15:34 s-a semnat. Deci ne-a ținut o zi întreagă pe o singură comună, ca să constate niște deșeuri și să întocmească un proces verbal.
stop am zis că astăzi am fost la ședința dimineață pentru că la Onești s-a schimbat conducerea. Deci astăzi dimineață ne-a fost prezentat noul șef. Începând de data de ieri, a fost împuternicit un alt domn șef. Exact când am fost noi pe acolo și ne-am ciondănit cu ei.